Bună dimineața, Sofiuța. Ce faci? Bine. Te pregătești să pleci la grădini? Da. De ce e pe tine? Ah, de la parfum. Da. Ia asta. Dar ce ne facem noi că ni s-au terminat marțienii? Ce facem? Mai iau una. Mai luăm una? Da. Și pisicuța? Mai da ceva, sortați? Ce vrei să faci cu ea? O iei și pe ea la grădiniță? Nu. Ce nu? N-avem voie cu jucării. Doar jucăriile care sunt de la grădiniță, nu mai aducem altele. Noi iar vă spunem bună dimineața din oraș. Și Ameliuța. Am ieșit iar cu treabă. În special încercăm să deja căutăm creșă pentru Ami, pentru la anul, și sunt așa de îngândurată și îngrijorată de ceea ce urmează, pentru că e dependentă de mine și nu știu cum va sta cu niște străini. Și efectiv nu știu cum e mai bine să apelăm la o creșă privată, adică să alegem o creșă privată sau mai, e mai sigur la una de stat. Deci efectiv nu știu. Am vorbit cu părinți, bineînțeles că părerile sunt împărțite, care au optat pentru o grădiniță, o creșă particulară și sunt mulțumiți acolo, mi-o recomandă pe aceea, care au optat pentru una de stat și sunt mulțumiți, bineînțeles, mă recomandă pe aceea, iar eu efectiv nu știu cum să procedez. Adică îmi fac griji în mod special cu Amelia, cu Sofia, nu aș fi fost atât de îngrijorată. Cu Sofia n-am pus-o la creșă. Cu Sofia n-aș fi fost, dar Amelia este extrem de dependentă de mine, de lipită de mine. Și nu, efectiv nu o văd stând cu altcineva. Și de aceea, nu știu, la o creșă de stat oare se ocupă așa de copii, adică Amelia e o plângăcioasă, cred că trebuie să stea numai după ea. Dar trebuie mai bine să mă orientez pe una privată, deci nu She didn't take a shine to Bazooka Joe here? I'm kind of more of an acquired taste. So we just need a place to crash tonight, because tomorrow we're going to go to Vegas and get married. Oh, Prudence, that's a terrible idea. Yeah, if you leave right now, you can beat the traffic. We can't go tonight. Freddy's got to pick up his last paycheck from the photo mat. Yeah, $218. I'll give you $300 to leave right now. So... No. She's your girlfriend, but she doesn't sleep here? Yeah, what's up with that, Charlie? I told you I'd be here. What do you think you're doing with my baby girl? Mom, leave him alone. I love him. Give me a break, Prudence. You're 16 years old, and your hormones are doing all your thinking for you. Honey, you must be Charlie. That's it. We're out of here. But Mom! Bună! Da, după cum ați văzut, ne-am întors acasă, am strâns hainele alea, se uscaseră. Beau ceiuț sau încerc să beau. Da, și Amelia vrea și ea. N-am rezolvat mai nimic cu creșa. Bine, eu n-am ieșit astăzi special pentru a rezolva cu creșa. Nu, mami, nu. Și mergând așa... Neștiind pentru ce, bineînțeles că n-am pe am cum să rezolv, o să mă mai documentez un pic și să văd într-o zi, eventual să o las pe Amelia la mama ca să mă pot mișca mai bine. Am roțăit niște covricei de la Petru și deja s-a dus o foarte mare parte din zi, bineînțeles.
Și în curând o să mâncăm de prânz, o să se culce Ami. Be. Vrei ceiuț? Da? Nu pot să-ți dau cu camera că o fac numai ceai. Hai, Ami, aruncă scutecul la gunoi. Hai, Ami. Hai, aruncă scutecul. Hai. Be. La prânz mâncăm ciorbiță. Amelia nu va sta acolo, doar că de la o vreme vrea să se urce pe scaunul mare și o las sau nu o las. Dacă nu o lasă, și aduce scaunelul, se cocoață pe el și urcă oricum. Eu mi-am pus dedesubt smântână, cum obișnuiesc eu să fac, și puțină pulbere de chili. Am lăsat smântână și așa separat, că uneori îmi place să mănânc cu pâine. Aici, Ameliuței, am pus pâiniță în ciorbiță. Iar aici am niște suc făcut din sirop. Nu e sticla originală. A fost foarte bun și suculețul ăsta de cireșe, parcă foarte bun a fost. De la săptămâna gastronomică grecească de la Lidl l-am luat. Dar ce s-a întâmplat? De-am cumpărat eu sirop, că e un lucru pe care am zis că nu l-aș face niciodată. Am găsit, eram în Lidl și aș vrut să iau și un suc. Pusesem ceva în coș, nu mai știu ce, și după aceea îl văd pe acesta redus. E un suc, am crezut eu, dar de fapt e sirop, de coacăze. Și coacăzele sunt un puternic antioxidant, zic că au super, e și redus, o să-l cumpăr. Când am ajuns acasă însetată, hai să beau. Și când beau, foarte dulce. Am verificat eticheta. Nu, mami. Am verificat pe etichetă. Nu apare pe nicăieri menționat zahărul. Da? Deci nu scrie zahăr pe nicăieri aici la ingrediente. Bun, am ajuns acasă, însetată. Hai să beau. Constat că este extraordinar, extraordinar de dulce. Și... zic, da, e o problemă. Asta sigur e sirop. Grosuț, așa, extrem de dulce. Și da, de fapt este sirop. Zahărul este menționat, doar că e lipită eticheta asta aici. Deci aici scrie zahăr, vedeți? Și mi-am luat o mare țeapă, dar ca idee este foarte bun. Bineînțeles că odată cumpărat îl beau, îl folosesc, nu să-l arunc. Este foarte bun, pentru că mi-am dat seama că am privat-o pe Amelia de făcut unboxing-uri, că tot timpul le face Sofia. Am zis să deschidă ea cutiuța asta. Am plasat o comandă pe marionot.ro pentru că aveam nevoie de un parfumel cadou pentru un prieten, să-l ofer cadou. Și când am intrat pe site să plasez comanda, am văzut că dacă aveai o comandă de cel puțin 179 de lei, parcă, ți se mai oferea o paletă Smoky, marcă proprie, Marionot. Și atunci am mai comandat, că chiar aveam pe listă și chiar vreau să-mi cumpăr, am mai comandat niște balsamuri de buze pentru mine, ca să obțin și paleta aceea. Acum să vedem ce e aici. Așa. Ia, Ameluța, ia să vedem ce e. Asta este o mostră. Kenzo World. Așa. Așa. Hai, scoate de aici. Atât? Tu vrei doar mostra? Atât? Numai? Nu te mai interesează nimic de aici, Amelia? Hai, scoate de aici. Da, mi se pare că nu. Așa. Și avem, deci, ăsta e parfumelul. Astea sunt cele două balsamuri de buze. Asta e de la Clarins și asta e de la Lancome. Sper că se face focus. Așa. Iar aceasta e paletuța. Ce faci, mami, acolo?
Nici nu reușesc să o desfac. Ia stați un picuț. Așa. Așa arată. E eleganțică, e frumoșică. Foarte frumoase sunt nuanțele. S-ar putea să o opresc pentru mine. Multe, și multe nuanțe neutre și masă pentru smoky. Chiar foarte frumoase. Si de fate par a fi toate. De fapt, asta și cu asta cred că sunt mate. Și cu ultima, aceea neagră. În rest, toate par a fi si de fate. Și pensulică. Chiar foarte... foarte frumoasă. Nu știu cât o costa ea separat, paleta asta, dar cred că e bunicică și cred că e de calitate. Și nu știu mai are factură. Și nu știu, ceva cu tombolă pe aici. Un voucher de reducere. 10%. Ce drăguț. Acest colet a fost pregătit pentru dumneavoastră. Ha? Și da, nu știu ce talon pentru a participa la tombolă, completează datele din talon și adu-l în cel mai apropiat magazin. Nu știu ce talon. Deci nu participăm la nicio tombolă. A, și mai era o mostră. A, încă o mostră de parfum bărbătesc de data asta. Tati se va bucura, nu-i așa, Ami? Acum ce faci? Le pui la loc? Uitați-vă puțin cât e de drăguț balsamul ăsta de la Clarins. Super, super drăguț. Nu băga în guriță. Nu. Nu băga în guriță, nu? Dacă a adormit Amelia, bineînțeles că eu mă ocup de ce am de făcut pe la calculator. Editare, postare, clip. Sper să reușesc să postez clipul ăsta astăzi. L-am randat, dar nu știu, arată un pic ciudat și cred că o să-l randez din nou. O să mănânc niște prăjiturele de-astea de la Lidl. Sunt cu... vanilie, ciocolată, nuci și sirop de scorțișoară. Doamne, fetelor, prăjiturile astea sunt atât de dulci. Deci sunt exagerat de dulci, nici nu pot să mănânc. Mă așteptam să fie foarte dulci, ca au siropul ăsta. Îmi imaginam că sunt ca un fel de baclava așa și așa sunt, ca o baclava. Dar sunt și ele foarte, foarte dulci. Compoziția asta, crema asta aici în interior este extrem de dulce. Deci nu pot să le mănânc. Dragilor, a dat Dumnezeu și a ajuns comanda. Să suntem în 28, deci comanda plasată pe 16. Vreau să fac unboxing-ul ăsta pentru că sunt convinsă că există mămici care mă vor întreba ce i s-a cerut Sofiei la grădiniță pe acest an și m-am gândit că e mai bine să procedez astfel. Eu am și listuța aici. Penarul o să vi-l arăt un pic mai târziu pentru că e pus în altă parte, că a trebuit să-l personalizăm, adică să-i punem numele, să-i trecem numele pe el și nu l-am aici. Și în afară de ce veți vedea că scot din... deci tot ce e aici e cerut la grădiniță, dar în afară de acelea ne-au mai cerut niște... o folie de sticăre de-astea zâmbărețe pentru a-i impulsiona pe copii sau... pentru că n-am găsit așa doar cu zâmbărețe și vedeți, în fel de fel de fățuci, așa am luat două.
O carte de colorat și o aveam pe aceasta în casă, deci n-am cumpărat-o acum. Mi-a spus cu poze mari, cu fotografii cât mai mari, deci zic că e foarte bună. Și o ascuțitoare, pentru că veți vedea, are și niște creioane colorate și la fel. Astea sunt noi toate, doar că nu le-am comandat aici de pe librărie.net. Acum, după cum vedeți, vin destul de bine împachetate, nu cred că s-a întâmplat ceva între timp. Bun, pentru penar, ni s-a cerut așa, să avem carioci și creioane colorate, ascuțite. Ascuțitoarea ați văzut-o acolo și penarul vi-l arăt în curând. Foarfec, așa. Puzzle cu 24-30 de piese în funcție de ce găsim. L-am luat pe acesta cu Prințesa Sofia, e cu 24 de piese. Carte de colorat, v-am arătat-o. Lipici. Carte de povești ilustrată. I-am ales-o pe aceasta și chiar e foarte frumoasă. Ilustrațiile sunt vii, mari, se văd foarte bine. Acuarele. Magneți, biluțe colorate, de nu știam eu ce sunt. Sunt magneții aceia care se prind pe... panourile alea metalice. Așa. Am luat roșii. Așa. A, și ce ne-am mai cerut... și nu am aici o mașinuță, pentru că Sofia se pare că se joacă mai mult cu mașinuțele decât cu astea, cu păpușile. Avem bebeluș cumpărat, dus la grădiniță de anul trecut, dar acum ne-a rugat să aducem o mașinuță. Vreau să vă arăt că e frumos personalizat așa coletul, iar acestea sunt celelalte două elemente de care vorbeam. Mașinuța, pe asta i-a cumpărat-o mama, îmi place foarte mult. Deci așa, trebuia să fie o mașină nici prea mare, nici prea mică, așa ni s-a explicat și mama i-a luat-o pe asta foarte haioasă. Iar acesta este penarul, minunatul penar după care am înnebunit noi toți părinții, pentru că, v-am spus, au fost doar câteva, după aceea s-a epuizat stocul, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar bine că l-am găsit și noi. Și chiar îmi place mai mult varianta asta, doamnele propuseseră una cu căluți, o imagine cu doi căluți, dar e mai frumoasă asta cu zână. Și ni s-a spus așa, să scriem numele copilului pe el și să mai aibă și un alt semn distinctiv, pentru că știți cum sunt copii, ei își recunosc lucrurile după anumite semne. Și am atașat brelocul ăsta, ciboțica lui Moș Crăciun. Am fost, am fost. Alfon. Alfonul ăsta. Da. Alfon. Asta. De care poate mii. De rosul. De păr. Asta pink. De păr. Asta mos. Amen. Da. De cea mica gădeliță. De cea... Da. Am mers acasă. Mami, da. Sunt acasă. Ai jucat? Da. Mă scate Imana. Evita bubea Ghita. Imana vită scate ea. Da. Scate ea. Da, și eu pot tot. Imana, a mea trebuie să funcție telefonul meu, da, dar nu la casă. Dacă le pun aici.
Îl scot, da? Mhm. Îl scot. Păi, măi, Amelia, i-ai luat și telefonul. Uite, acum l-ai aruncat. Amelia, până acum plângeai după telefon. Telefonul pe care l-a primit Sofia, da? Sofie, vrei să te ajut? Da. Hai, dă-mi. Ține tu de el. Ține tu de... Nu. Eu țin de pungă. A, așa. Stai. Ia întoarce-l, se lipește ceva, dar se lipește asta aici. Gata? Multă fără! La tăița! Mă, da, sunt... Ia stai, hai să vedem un pic. Sunt mai multe variante, nu? Hai să stai, hai să stai. Hai, Sofie, dar totuși... A, stai așa. Asta e... Da, scutecele nu mai sunt, că le-am... Asta le-am stricat. Bun, păi du-te și adu. Adu cremuța, adu laptele și smântâna. Deci pe astea trei le avem. Dacă nu știți, asta e, la Lidl acum se oferă niște miniaturi ale brandurilor Lidl. Uitați așa, ia Sofia, arată-le un pic. La fiecare cumpărătură de 50 de lei, cred că, primești o miniatură așa și dacă vrei îți achiziționezi un asemenea catalog. Suport. Ia stai puțin, stai un pic. Cred că trebuie pus cu fața, așa, ia vezi așa. Da. Și smântâna vezi că e jos acolo. Deci ce drăguții sunt. Parcă sunt mai mult pentru adulți astea făcute decât pentru copii. Da, cu anchet. Am spălat-o pe Amelia. Și acum se joacă cu cărticelele. Sau citește. Citește, Ami? Citești, da? Și acum se spală Sofiuța. Și-a adus o groază de jucării aici. Amelia uneori mai vine și mai aruncă câte ceva în cadă. Dar nu are voie, Ami? Nu mai arunci, da? Iar eu să pun mâncarea la încălzit să mâncăm. Vreau să vă spun că am mâncat ciorba aia, bineînțeles că nu ține foarte mult de foame. Ba aceea am vrut să-mi iau gustarea, știți, prăjitura aia care era extrem de dulce și n-am putut să mănânc decât foarte puțin. Și mi s-a făcut o foame puțin mai devreme, acum vreo o oră, așa. Deci nu mai puteam de foame. Am luat niște chips de la fete, dar am zis să-l las loc. Am luat și smântână, așa, cu lingurița. Aveam un vas în frigider și m-am apucat să iau așa. Am mâncat și niște sâmburi de ăștia de caise. Dar nu îmi plac. Unii dintre ei sunt amari, unii dintre ei sunt acrișori. Nu, tot migdalele sunt mai bune. Am crezut că îmi vor plăcea mai mult ăștia, dar nu. Stăteam pe gânduri, zic, mai bine încălzesc mâncarea și mâncăm, dar mai aveam treabă. Am făcut și ceva curățenie și trebuia să le spăl și pe fete. Și am zis, mai dacă mâncăm foarte devreme, o să ni se facă foame iar până ne culcăm și nu e o idee bună, așa că... Da, deci am rănțuit aici câteva chipsuri, câte am luat de la fete, am luat cu puțin sos, deci eu fac foarte urât de foame, deci dacă mi-e foame, nu te înțelegi cu mine. Ne pregătim să luăm cina și vom mânca această mâncare delicioasă de vinete făcută de mama. E ceva ca o musaca sau ca o lasagne, nu știu cum să vă spun, deci felii de vinete așa sunt puse, am înțeles că le-a prăjit separat, nu știu care-i treaba, cu sos de ăsta delicios și cu ceva mozzarella, parmezan, nu știu, o brânzică ceva, e delicioasă mâncarea asta.
Eu am așa, iar fetelor le-am mărunțit-o, deci Ameliei am mărunțit-o așa mică, mică, cât am putut, iar Sofiuței am mai lăsat așa bucățele de vinete, dar nu știu cât va mânca ea din ele. Iar fetele mai au niște cărnițe, care de fapt, Ami are cubulețe mici, care de fapt au fost șnițele de la care am jumulit eu fâșia de ou. Că a venit vorba de asta, alte discuții care au tot apărut pe canalul meu sunt legate de consumul nostru de carne. Pentru că am zis la un moment dat că am redus consumul de carne. Am redus consumul de carne. Momentan nu suntem vegani sub nicio formă și nici vegetariani. Din când în când consumăm carne, a venit Amelia, dacă nu v-ați dat seama. Da, eu în general de mică nu prea am suportat carnea. Când mă uit la clipurile acelea ale mele cu ce am mâncat și mâncam atâta carne, ciorbă cu carne aia fiartă și nu știu, am rămas, cred că am rămas și după sarcină, în special după sarcina cu Amelia, nu știu, o problemă în ceea ce privește carnea, nu prea suport. Dacă mănânc așa, să fie, nu știu cum să vă spun, să nu simt gustul puternic de carne și să nu fie fiartă, să fie foarte bine condimentată, eu știu, ori o fripturică așa prăjită în ulei, dar foarte bine condimentată, ori, nu știu, chifteluțele care au gust mult de usturoi, de ceapă. Da, deci vreau să știți că nu e nicio, nu știu, o fiță ceva, acum e moda de a fi vegetarian și m-am trezit și eu, nu. Dar nici nu vreau să credeți că suntem vegetariani sau că am zis că suntem vegetariani, pentru că nu suntem. Din când în când mi se face poftă. Eu am mai spus-o în clipurile mele că eu am așa o atracție în general către tipurile astea de mâncare mai puțin sănătoase. De exemplu, în ceea ce privește carnea, îmi plac salamurile uscate, deci salamul de Sibiu, salamul bănățean, doar că nu cumpăr pentru că știu că aș mânca non-stop dacă aș avea. Da. Și ce, am terminat cu mâncarea și mai am eu aici o jumătate de avocado care începea să se strice și nu vreau să se strice, ador avocado și a pica noastră. Amelia, nu mai ai răbdare, nu? Mițung, sărmâna pentru mâncarea asta e grozavă. Deci am simțit nevoia să filmez un pic să vă spun, pentru că e super, super bună. Mă uitam așa, e o chestie destul de simplu, adică sunt doar niște feliuțe de vinete, niște brânză care mozzarella, parcă mi-a spus mama că a folosit, și un sos. Dar ce știu că mi-a spus? Mi-a spus că a durat foarte mult și a acordat atenție mare etapelor. De exemplu, feliile de vinete am înțeles că le-a prăjit separat înainte de a le pune așa, pentru că nu s-ar fi copt foarte bine la cuptor. Sosul ăsta e, am văzut eu așa, și cu ardei făcut, cu oregano, a pus diverse condimente, mi-a spus că a pus și oregano, eu am văzut așa că sunt și bucățele de ardei și la fel și ăsta a fost scăzut, așa lăsat să scadă și a devenit gustos. Da, am simțit nevoia să filmez și să vă spun și de asta, pentru că mă uitam, un fel de mâncare atât de simplu, bineînțeles că poate fi făcut și pentru zilele de post, deci doar să nu se pună brânza sau o variantă de brânză vegetală, că există, și atât, și extrem de sățios și extrem de gustos. Pentru că n-am reușit să mănânc prăjitura aia, era prea dulce. Peti lăpticul. Cineva abia așteaptă să bea lăptic. Stai, Sofie, stai că nu face focus așa. Sofia vrea să vă arate noul ei telefon pe care l-a primit de la mama. Da, și gata, ne culcăm. Amelia, nu mai e răbdare să ajungem pat? Foarte frumos. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit și astăzi. Vă pupăm. Dar, în clip. Și vă așteptăm cu drag la următorul clip. Pa, pa! Pa, pa!